datelor, noi le-am publicat ieri împreună cu un dosar de presă cuprinzător. Ceea ce putem constata este, odată, faptul că s-a dublat numărul candidaților cu media 10 față de anul trecut, sunt 429 anul acesta față de 221 în 2022, iar în 2021 au fost 132 de candidați cu media 10. În același timp, din păcate, a crescut procentul candidaților care au medii sub 5, de la 17,7 anul trecut la 23,8. De reținut însă că aceasta nu înseamnă că acești copii nu vor fi repartizați în învățământul liceal sau nu pot opta pentru școli profesionale, învățământul fiind obligatoriu până la clasa a 12-a sau până la finele școlii profesionale.